Multora dintre noi a început să ni se ascută mirosul prin 79-80, începutul lipsurilor. Trecea câte un puș de prin blocurile vecine pe lângă tine și vedeai că nu mai mișcă niciun mușchi al feței. Nu era ca în bronz, adică nu ieșea vreo bătaie. Încerca bietul copil să evite o întrebare care totuși venea: de unde ai gumă? El nu mai mesteca de vreo 10 pași, pentru că mai avea o lamă în buzunar și nu vrea să o împartă cu nimeni. Dar nasul, care începuse să dezvolte aptitudini noi de prădător, acționa. Urma: dă-mi și mie. Mirosul fin de gumă de afară. O perioadă până prin 83-84 n-am dus lipsă de chewing gum. Mama lucra la conservatorul Iniaș și oamenii din comunitatea de muzicieni tot făceau turnee prin vest. Cunoșteam coriștii din Cantoresa Amiciție, studenți de la mai toate instrumentele, foști studenți angajați la filarmonică, profesori. Majoritatea, la întoarcerea din deplasare, îmi dădeau câte un pachet de gumă. Brooklyn, Wrigley Spearmint, aveam și un autocolant, Double Mint, Juicy Fruit, Chiclets, Maple Leaf. Ce să zic, la un moment dat am început să nu mai prea am gumă. Muzicienii mei, instrumentiști sau voci de canto, au ales călătoriile în vest doar cu un bilet de dus. Să vezi cum a început acuitatea olfactivă pe timp de lipsuri. Știai dacă părintele cuiva s-a întors din țările estice, gumă poloneză, cehească, sau din Israel, de pildă. Elite. Era o gumă care ajungea în România prin comunitatea evrească și la noi pe limbă, prin prietenii evrei pe care îi aveam. Unde mai ești tu, puiul Fischer? Mai era o gumă neconvingătoare din China, mai bine miroseau radierele chinezești cu arome de fructe decât guma, care gumă se mai și topea de tot. Mai apăreau câteva încercări rusești, le aruncau turiștii sovietici din trenuri cu vagoane de dormit în gara internațională de la Iași, și niște dubioșenii bulgărești. Și marea realizare românească, gumela. Mai erau și gumele țigarete, mă rog, ce idioțenie, copiii chiar le puneau în gură, mimând că fumează, cu un desen așa inspirat din Disney, dar cu un miros și gust de săpun de țară, stropit cu zeamă de săpun de fabrică. Săpun, săpun, am spus, altă istorie. Când se deschidea un pachet venit din străinătate, mai întâi, preț de multe secunde, toată lumea inspira. Aerul Occidentului, cafea, tușul de pe Neckermann, Gvelli sau Otto și săpun. Rexona, Fa, 8x4 și mai democraticul Bac. În loc să ia drumul băilor, săpunurile, cu tot cu ambalaj, dar puțin rupt, se tezaurizau prin șifoniere și sertarele cu lenjerie, pe post de odorizant. Să vorbim și de țigări? Nu, pentru că nu e voie. Dar cum miroseau. Cererea specifică globalizării, pe lângă unele reglementări, și nu puteți să mă contraziceți, a făcut ca multe mirosuri să se estompeze, să nu mai aibă farmec, să fie industriale. Nu cred în teoria care spune că ne-am obișnuit. Da, când te întâlnești cu ceva frecvent, impulsul de contact este mai tern. Poate că suntem și mai grăbiți. Dar tot nu mi-e de ajuns. Haideți să ieșim afară, până la primul pom înflorit. Inspirați. S-a schimbat ceva? În natură nimic. Doar noi riscăm să devenim industriali. Și acum să vedem
Ce am gândit noi despre cele trei vinuri? Primul este Aurelia Vișinescu, Etica Fumé 2019. Sauvignon Blanc și Chardonnay. Sauvignon Blanc și Chardonnay în aceeași teacă? Da, fiecare dintre cele două soiuri se află la baza unor vinuri cu semnătură aromatică puternică și, în principiu, vinuri care nu stau la coadă pentru a intra în vreun top al preferințelor, ci își ocupă cu forță și tenacitate zone de gust, luând aliați consumatorii, pe care îi împart în două. Alianțe reale între două superputeri nu vezi prea des nici în istoria umanității. Se pare că vinarii sunt mai relaxați și au înțeles că 1 plus 1 pot face 3. Asamblări Sauvignon Blanc și Chardonnay au început să apară prin toate colțurile lumii. Aurelia Vișinescu riscă însă și o baricare pentru a obține onctuozitate și note vanilate. Fumeul propus este aproape un joc dacă încerci să identifici dominanța vreunuia dintre cele două soiuri. Ești gata să spui mirosind vinul Sauvignon, după care în următoarele 3 secunde te vei bucura de așezarea specifică Chardonnay-ului. Accente picante, fructe exotice, aciditate, dar și o anumită blândețe. Chardonnay-ul e de vin. Înregistrezi o senzație aproape tactilă, ca la batoanele crocante care sunt acoperite cu un strat moale fin. Că mi-o fi mie poftă, pot recunoaște, asociez vinul acesta de săhăteni cu raci fierți lângă care aș face un sos de usturoi cu nucă și paprika sau cu o caracatiță mare pusă pe grătar. Cum caracatița proaspătă e puțin mai greu, ne întoarcem ca racii la racii noștri. Sau să încercăm niște scoici, un pui fript, o ciulama, niște paste cu sos alb, un pește afumat. E clar, de la izolare mi-e foame tot timpul și sete. Al doilea vin este cel de la Crama Aramic, respectiv un roșu de silaj, 2018. În celebrul cupaj bordelez avem Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. În ultimii 10 ani, Feteasca Neagră a reușit să completeze un trio de succes format după modelul franțuzesc, devenind alături de faimoasele Cabernet și Merlot, partenerul consacrat pentru foarte multe vinuri românești excelente. Roșul de silaj, 2017, a luat aur la Vinarium IVCB 2019. Da, s-a terminat. Noua șarjă, coan de recoltă 2018, de 13.000 de sticle, a ieșit în lume acum vreo 3 luni. Când am început să redactez review-ul pentru vinul de la Aramic, mizam că mai am câțiva mililitri în sticla deschisă doar cu o zi înainte. M-am uitat la sticlă și, așa cum puteți vedea și dumneavoastră în fotografie, așa am văzut și eu, o lacrimă de vin roșu prelinsă pe etichetă. O dovadă clară că nu eu am epuizat materialul didactic. Mă laud, eu nu scap niciun strop de vin, ci că și celorlalți membri ai familiei le-a plăcut vinul. Pot crede că ăsta este destinul lui. Mese mari, cu prieteni și cu familia, în atmosferă plăcută, cu râsete și voie bună. În aceste timpuri folosiți Zoom, o aplicație pentru întâlniri de grup virtuale. Pare un vin turnat pentru toate mâncăricile, tocănițele, pârjoluțele, chifteluțele bucătăriei românești. Baricarea este discretă, 30%, și aromele primare sunt exact unde și cât trebuie să fie. Și al doilea vin roșu de la acest producător despre care pot spune că merge și la un pahar de vorbă. Da, vorba lungă, trebuie să trecem la al treilea vin, care e un vin spaniol din Rioja. Bodegas de familia Burgo Viejo este producătorul. Palacio de Primavera, rezerva 2015. Mi-ar fi plăcut să mă pot lăuda că am ales eu acest vin datorită numelui potrivit cu anotimpul pe care îl străbatem pentru încă vreo două luni. Primavera. Palacio de Primavera.
Dar pentru a mă și pentru a vă feri de fabulații, recunosc că l-am primit de la proprietarul vilmagazin.ro, Mihai Vasile. E o găselniță de-a lui, drept că una de 97 de puncte Decanter. Tempranillo, un soi răspândit nu doar în toată Spania, ci și în Portugalia, Argentina, Mexic, Statele Unite și Canada. Pe suprafețe mai mici îl găsim și în Elveția, Turcia, Malta, Moldova. Nu are încă stabiliți cu exactitate părinții, istoriile și deducțiile etimologice fiind infirmate de analizele ADN. Cert este că tempranio înseamnă timpuriu și strugurii sunt într-adevăr culeși la începutul sezonului de recoltare. Asta spune Jensis Robinson, Julia Harding și Vuiamos. Acum despre vin. Un 2015 care nu-și trădează vârsta în culoare, nas sau gust. Roșu plăcut, viu, rubiniu, strălucitor. Olfactiv detectez discret contactul de 18 luni cu lemnul. După lege, minimum un an ar fi fost. Și nu apar notele reductive specifice unei păstrări îndelungate în sticlă înainte de a fi pus în piață. Iarăși, pentru rezerva, după lege, ar fi fost 2 ani. Dimpotrivă, fructele de pădure care te întâmpină sunt proaspete, suculente, variate și incitante. În ciuda statutului de vin serios, peste rezerva mai e doar gran rezerva. Vinul este vesel, era să spun primăvăratic, iar tușele de băcănie, biscuiți, condimente, fascinează ca un gest de tandrețe scăpat de vreun vașnic cavaler în armură. Într-o degustare oarbă, nu sunt convins că l-aș fi identificat ca fiind un vin de Rioja. Poate și din cauza unui automatism creat de vinurile clasice. Până acum, cu greu aș fi reușit să încropesc un caleidoscop prin care să ne uităm la această regiune purtând și un zâmbet pe buze. Iată că lucrurile se schimbă.